februarie, autoritățile locale din Târgu Jiu vor repartiza cele 64 de unități locative cu regim special din zona Ciocârlău. Deși lucrările la cele două blocuri sociale au fost încheiate la finele anului trecut, repartiția a fost amânată pentru primul trimestru al anului 2017. Tot luna viitoare, 11 locuințe de tip ANL care au fost eliberate vor fi repartizate către solicitanții ce vor întruni punctajul cel mai mare. În acest moment se desfășoară anchete atât pentru locuințe ANL cât și pentru locuințe sociale. Anchetele acestea vizează verificarea documentelor depuse în dosare. Dacă sunt conforme cu realitatea, după această etapă se va stabili lista de priorități, se va stabili punctajul pentru fiecare, se va stabili acea listă de priorități cu punctaj în ordine descrescătoare, se vor publica. După o perioadă de contestații de 5 zile, cred, sau 7, nu mai știu exact, dar o să verific în lege chestia asta. Perioada de contestații, după rezolvarea celor contestații, lista va fi aprobată în Consiliul Local și se vor emite repartițiile pentru beneficiari. La registratura primăriei Târgu Jiu sunt înregistrate circa 850 de cereri pentru solicitarea unei locuințe sociale, în timp ce peste 1200 de oameni au cerut municipalității un apartament de tip ANL.